Hei. Bună. Unde-i tata? E în birou. O să vină și el. Are treabă? Nu știu. E cam supărat. Mă duc să vorbesc cu el. Da, situația asta devine insuportabilă pentru toți. Da, e greu pentru un părinte că nu știe cum să-și protejeze copilul. Asta pot să înțeleg, că și noi am fost în situația asta. Pistolul ăla. Adela. Asta e... Trebuie să te apăr cumva. Păi nu așa. Asta e singura modalitate. Să-l oprim pe Lucian. Crede-mă. Crede-mă, nici mie nu-mi place situația asta. Și eu vreau să se termine. Pentru că oriunde mă uit e ceva care mi-aduce aminte de faptul că nu suntem în siguranță. Poliția de la poartă, nuții cu Andreea peste gard. Pistolul ăsta. Îmi pare foarte rău pentru toată situația asta. Nu merită așa ceva. Mama are dreptate. Dacă trăim cu frică, îi lăsăm să câștige. Important e că suntem toți aici, împreună, ca o familie. Asta ne face mai puternici. Așa câștigăm. Și s-au întâmplat atât de multe cu Andreea și cu Lucian. Nu obsedează Lucian, nu știu, parcă am uitat de noi. Noi înseamnă iubirea voastră, din care m-am născut eu. Am trecut prin atâtea și contează că suntem împreună, că ne iubim. Mai e puțin, hai să nu-i lăsăm să câștige. Ce? Călin, ce bine că ai venit. Sunt o groază de acte de semnat și nu știu ce să mai fac cu ele, să mi le pun în cap. Nu. Să le semnezi. Tu vorbești serios? Da, foarte. Eu nici măcar nu am o semnătură de adult încă. Livia, mai rezistă 2 săptămâni, că termin cu adopția și gata. Deja? Da, mai avem foarte puțin. Iartă-mă două secunde. Da. Da, mama. Ce faci? Sunt la birou, nu pot să vorbesc acum. Uite, mă gândisem să-mi luăm masa împreună. Îți promit că ieșim la masa altă dată, da? Hai, că nu mai pot să vorbesc acum. Te pup, te pup, pa. Bine, pa. Wow. Mama e ca un copil mic. Pe bune, chiar nu înțelege că oamenii mari trebuie să mai și muncească. Da, tu știi mai bine decât toți că Delia e un specimen aparte. Dacă prin specimen aparte te referi la faptul că nu a muncit o zi în viața ei, da, e un specimen aparte. Te contrazic, pentru că atunci când era Vera șefă, venea la program. N-ai idee cât a bodogănit-o în fiecare dimineață la cafea. N-ai idee. Și până la urmă doar asta a făcut. A băut cafea. Da. Sună Adelia. Chiar câți șefi am avut în ultima perioadă? Dacă până și eu am ajuns să fiu șef, îți dai seama. Hai, fi serioasă, că te descurci foarte bine. Crede-mă. Nu cred, da. Mersi. Mă sună de la centru de adopție. Da, răspunde. Alo, da, spune-ți. Doamna Delia? Da. Erați aici? Da. Și-ați auzit? Da. Ce patetică sunt, nici fima nu vrea să ia masa cu mine. De ce nu mergeți în casă să luați masa? Nu, că a venit și Adela și eu și ei masa în familie. Păi, și dumneavoastră faceți parte de o familie. Da, o mătușă de bună, lasă.
Păi și atunci ce facem? Aducem mâncare aici? Nu. Uite, o să le întreb pe Luca dacă vrea să iasă cu mine, să mâncăm împreună. Bine, dar dacă vă răzgândiți să ne spuneți, da? Mhm, da. Pentru că altfel iese emisiunea scurtă. Poate să-l chem eu pe omul ăla de știință? Tu vorbești serios? Ăla cu extraterestrii? Ăla din cauza căruia am luat amendă de la CNA? Hai magia! Păi atunci pe cine? Păi... hai... Ce faci, Popescu? Ionescu, să rămân. Așa, Popescu, hai da cu mine. Unde? Ca ce chestie? Hai să facem transmisiunea aia. Live, Butimanu. Păi eu nu mă mai ocup de chestiile astea. Iar eu fac doar știri adevărate. Te rog eu frumos, ce te-ai supărat? Hai, mergem acolo și adau știre adevărată. Ți-o servesc pe tavă, crede-mă. Da, am și eu o curiozitate. Cum de mai candidezi dumneata cu ginerele date în urmărire generală? Exact, exact. Și ai și cazier, că te-am filmat noi când te-a urcat ea în mașină. Iu, iu. Bă, te câmpii, n-am niciun cazier, sunt nevinovată, asta te rog eu frumos. Da, dar acum serios, iar facem știre despre alegerile din Butimanu, adică pe cine interesează? Cui îi pasă de chestia asta? Îi pasă, uite, fii atent aceea. Știi cum o dai? O dai că a fost știrist. Aceea, dat în urmărire generală și soacră sa candidează și iese ultima zi de candidatură. Ce-ți fac și circ? Pe cuvântul meu, dacă nu o să iasă Panoramă, fii atent, mergi pe mâna mea că place la prostii mei. Eu zic că da, merită să vedem asta. Exact. Plus că și așa ne mai lipsește un segment. De ce nu? Da, hai. Hai, mergem. De ce nu? Cameramanul? Ne așteaptă în parcare. Așa? Și îți iau și o brioșă pe drum. Hai să trăiești. Ai grijă, hai.